Vă salut, dragii mei! Sunt Elena Oprică și vă mulțumesc că urmăriți Descoperă Lumea TV. Acum 17 ani exploda prin intermediul presei un caz extraordinar la Iași. Fenomenul Valentina, o țărancă oarbă din Dobrovăț care avea certe puteri paranormale. Cazul a fost preluat imediat de presa națională și chiar internațională. Se spune că a avut oferte de a lucra chiar și cu agenția ei. Ani la rând a fost căutată de nume grele ale vieții publice. Dintr-o femeie săracă de la țară a ajuns o mare doamnă la oraș. Deodată s-a întâmplat însă ceva ciudat. Clarvăzătoarea de la Iași, cum a fost denumită, și-a pierdut în timp selecții clienți. Acum aproape că nu mai știe nimeni mare lucru despre ea. Când mă chemau toți, eram bună. Acum nu mai sunt, spune cu amărăciune. Toate acestea par a i se întâmpla de când s-a apucat de prevestiri. Aflați în ceea ce urmează povestea tristă a creșterii și descreșterii celebrei clarvăzătoare Valentina de la Iași. Au trecut 17 ani de când Valentina Gârlea, o femeie simplă din comuna Dobrovăț, oarbă din copilărie, a intrat în atenția presei cu darul său de clarvăzătoare. O perioadă în care România era invadată de bioenergeticieni și terapeuți care vânturau prin mass media un adevărat panaceu pentru bolile oamenilor, terapia alternativă. O perioadă în care clarvăzătoarea de la Iași, cum a fost numită, intra în acest iureș și îi se deschidea ușor ușile multor oameni importanți. Medici renumiți, fizicieni, generali de armată, politicieni, ofițeri SRI, etc. Se spunea despre ea că are puteri de a vedea lucruri nevăzute mai mari decât ale celebrei Giuna școlită la Moscova. Mai mult, se vorbește și acum că a ratat ocazia de a lucra chiar și cu agenți ai CIA și ofițeri Interpol în rezolvarea unor cazuri ciudate. După mai puțin de 17 ani însă, lumea medicinei alternative și nu numai i-a întors spatele Valentinei. Aceeași lume care a inițiat-o și a făcut-o celebră în întreaga țară. 10 ani de glorie și de cădere. Ce a ales Valentina dintre toate aceste ocazii extraordinare de a-și folosi harul? Mai nimic. Acum, niciunul din mai marii zilei care o căuta odată nici nu mai vrea să audă de ea. Cel care a speculat dorința cea mai arzătoare a clarvăzătoarei ieșence, Valentina, a fost medicul dermatolog Adrian Vasilca, un personaj controversat nu numai în lumea medicală. Acesta i-a oferit Valentinei în cabinetul său un suport legal și un loc în care ea să-și folosească harul contra unor sume de bani. Între cei doi se stabilește rapid un aranjament acceptat și consimțit de ambele părți, ce funcționează binișor de peste 6 ani. O combinație catalogată însă de mulți medici drept o escrocherie bine pusă la punct. Un aranjament care se pare că funcționează bine numai dacă ar fi să privești mulțumirea de pe chipul clarvăzătoarei. Apoi, ani de zile, harul Valentinei a atras ca un magnet la cabinetul medicului dermatolog numeroși clienți dispuși să plătească milioane de lei pentru a afla lucruri nevăzute despre bolile sau viața lor. Deoarece clarvăzătoarea ieșană este dispusă să dezvăluie și evenimente din viitor, pe care spune că le vede în aura clientului. Cât adevăr și câtă minciună este în povestea ei, numai cei implicați pot spune. Sau poate că nici ei. Dar cum a început povestea de succes a Valentinei? Oarbă citea fără probleme ziarul. În anul 1994, în presa ieșană apare un subiect de senzație,
o femeie de 45 de ani din Dobrovăț, oarbă de la vârsta de 8 ani, în urma unui accident, vede toate procesele ce se petrec într-un corp uman, de la circulația sângelui și procesele digestive până la fiziologia glandelor endocrine. Subiectul este rapid verificat și publicat în presa națională. Valentina Gârlea este botezată imediat clarvăzătoarea de la Iași. Puțin știu însă că, un an mai devreme, fusese momentul întâlnirii ei cu bioenergeticianul Eugen Rădulescu, care, după cum susține ea, a ajutat-o pe Valentina să-și dezvolte capacitățile și chiar să vadă să citească ziarul după 10 de ani de orbire. A venit la mine ca o simplă pacientă, ca o oarbă. Auzise că am ajutat un bolnav cu glaucom să vadă și a zis să încerce și metodele mele. Am lucrat pe ea ca să poată să citească ziarul, i-am deschis cel de-al treilea ochi și i-am transmis calitățile mele. A reușit să vadă și i-a rămas acest har. Nu ar fi ajuns clarvăzătoare dacă nu puneam eu mâna pe ea. Acum eu nu mai garantez pentru ea, își amintește Eugen Rădulescu, adăugând că nu știe dacă astăzi Valentina mai vede și fizic. Despre această întâlnire, bioenergeticianul ieșan însă spune că nu a fost întâmplătoare, fiind amintită și o coincidență tulburătoare. În anul 1958, exact în ziua și la ora la care Valentina și-a pierdut vederea, m-am născut eu, iar peste 34 de ani aveam să mă întâlnesc cu ea. Când a început cu minciuni, ne-am despărțit. Mediatizarea cazului Valentinei Gârlea, clarvăzătoarea de la Iași, ia proporții, aceasta fiind supusă la tot felul de experimente și prezentată în presă și în emisiuni TV. Ineditul cazului ei intră și în atenția lumii medicale și științifice, atât din țară cât și din străinătate. Un medic militar cu gradul de capitan din București o numea atunci pe Valentina drept un bioecograf, de finețea unui scanner cu rezonanța magnetică nucleară, iar alții tomograful viu. Încântarea celor care lucrau cu surse neconvenționale și nerecunoscute științific era din ce în ce mai mare. Aceștia o adoptă repede pe Valentina în cercul lor și îi deschid căi spre mulți oameni influenți. I s-au deschis foarte multe uși și a fost introdusă în cercuri foarte înalte. De la medici militari, oameni de știință și până la politicieni, ofițeri SRI, etc., toți au încercat harul prin experimente. Putea să vadă pacientul printr-un perete de BCA, dacă era bărbat sau femeie, sau dacă femeia era însărcinată. Valentina a intrat chiar și în atenția Interpolului și a CIA, care voiau să o solicite pentru a-și folosi capacitățile în rezolvarea unor cazuri. A fost și în Statele Unite. Acum ceva ani însă a fost discreditată când un ofițer a prins-o, cum se spune, în flagrant. S-a dus la ea cu o mână în gips, fără a avea nimic la ea și i-a spus că-l doare. Valentina a început să-i spună atunci că medicii sunt proști, că i-au pus aiurea oasele și că de asta îl doare mâna. Lui Meleșcanu i-a spus că va ajunge președinte. Eu am lucrat împreună cu ea cât nu a cerut bani și nu mințea. Când a început să spună minciuni, ne-am despărțit, spune Eugen Rădulescu, recunoscând totuși că din punct de vedere anatomic, Valentina este un fenomen. Dar nu este singura. De la șlapi ieftini la lănțicuri de aur fin. În cabinetul doctorului Vasilca, o femeie îngrijită, îmbrăcată frumos, într-un costum de vară bleu, proaspăt coafată, așteaptă zâmbitoare pe un scaun. Are astăzi 55 de ani, dar îi dai mai puțin, după cum arată. Este Valentina Gârlea, clarvăzătoarea, așa cum scrie pe cartea ei de vizită.
nici urmă de Valentina Gârlea de acum 10 ani, slabă și îmbrăcată într-o rochie de supraelastic, cu șlap ieftin de la tarabă în picioare, așa cum a fost imortalizată în fotografiile vremii și cum a făcut în conjurul lumii. Acum, când vorbește, gesticulează cu mâinile ei albe și fine, cu manicura făcută și își pipăie din când în când inelul și brățările fine de aur de pe mâini. Simțind priviri ațintite asupra ei, Valentina explică: le-am primit cadou de la clienții mei care s-au reîntors la mine să-mi spună că i-am ajutat în necazul lor. La fel și cruciulița asta cu lănțișor, pe care mi-a pus-o la gât tot un client. Asta înseamnă că oamenii au fost mulțumiți de ajutorul meu. Vorba este clară și răspicată, nelăsând parcă loc de îndoieli în ceea ce spune. Lângă ea, doctorul Vasilca stă în așteptare, foarte atent la fiecare cuvânt spus de Valentina. Mai punctează din când în când discuția cu vreo explicație de specialitate, dar adoptă parcă o atitudine de supraveghetor. Despăgubiri de sute de milioane. Din capul locului însă, doctorul ține să precizeze una dintre problemele sale. O doamnă Iacobeț, care l-a reclamat și l-a acționat în judecată, cerând despăgubiri de sute de milioane de lei. Este o psihopată. M-a dat în judecată după ce i-am spus că are cancer. Susține că a făcut o psihoză și că i-am distrus viața. M-a reclamat și la colegiul medicilor și am primit un vot de blam. Această sancțiune este foarte gravă, având în vedere că după ea survine ridicarea dreptului de liberă practică, spune doctorul Vasilca, adăugând că, de la cazul Iacobeț, niciunui pacient nu i se mai spune clar că are cancer, diagnosticul fiind învăluit în termeni medicali pe care cei mai mulți nu îl înțeleg. Așa se face că mulți dintre acești pacienți se reîntorc la medicii lor de familie să le explice diagnosticul pus de specialist. Am foarte mulți pacienți care au fost pe la Valentina și care vin la mine cu foi întregi. Îmi cer să le explic ce este cu diagnosticul pe care l-a pus ea și pe care doctorul l-a îmbrăcat în termeni medicali. Îmi spun că Valentina a văzut ceva la inimă sau la încheieturi. Le spun că, la vârsta lor, mulți sunt trecuți de 40 sau 50 de ani și e normal să apară o artrită sau că vasele de sânge sunt îngroșate. Eu cred că Valentina are puterea de a vedea lucruri pe care noi, oamenii obișnuiți, nu le vedem. Cu ce nu sunt de acord eu este faptul că mulți dintre acești pacienți renunță la medicamentele prescrise de medicii specialiști pentru niște ceaiuri recomandate la cabinetul doctorului Vasilca. Să faci acest lucru unui bolnav de cancer, de exemplu, este ca și cum l-ai împinge mai repede spre groapă. Nu zic, poate să urmeze orice tratamente cu ceaiuri doresc ei, dar să nu întrerupă tratamentul recomandat de medicul specialist, spune un medic de familie care a dorit să-și păstreze anonimatul. Când mă chemau toți, eram bună, acum nu mai sunt. Valentina însă pare foarte mulțumită de aranjamentul ei. Este o femeie abilă care a cernut toate experiențele ei căpătate în timpul cât s-a perindat prin tot felul de anturaje și a ales un paravan care să o pună sub adăpost decent. Este foarte categorică însă când vorbește despre ruperea legăturilor cu cei care i-au deschis ușile și cu care a lucrat înainte. Când m-a chemat domnul Lazar Cirjan, șeful criminalității din România, atunci am fost bună. Când m-a chemat domnul colonel Artenie și le spuneam polițiștilor atâtea și atâtea, am fost bună. Când mă chema profesorul Târcoveanu în spate, era bine, că eu intram la reanimare, vedeam și îi spuneam, apoi spunea că el a văzut, că el a făcut. Fiecare pentru ceea ce face primește niște bani, un salariu. Când mă duceam cu ei, dacă le rămâneau sarmale în oală, când plecam acasă mi le puneau în pungă. Nu am vrut sarmalele lor,
am vrut și eu un bănuț al meu pentru ceea ce fac, ca să-mi știu rostul, spune clarvăzătoarea de la Iași, adăugând că toți i-au propus să-și folosească gratis puterile, deoarece așa le-a primit de la Dumnezeu. Dar lor nu le-a dat Dumnezeu să învețe carte, să-și facă o meserie și să primească bani? Se întreabă Valentina. Un fapt curios este că profesor dr. Eugen Tarcoveanu, șeful clinicii întâi chirurgie de la Spitalul Sfântul Spiridon, nominalizat de Valentina printre cei cu care a lucrat, spune că nu s-a întâlnit niciodată cu clarvăzătoarea ieșeană. Nu am văzut-o niciodată, dar am auzit multe despre ea. Apoi, combinația ei cu un doctor dermatolog este, am spus-o și atunci, o escrocherie bine pusă la punct. Cum poate un medic dermatolog să se priceapă la toate specialitățile medicinei și mai ales în cancere? Se miră profesorul Tarcoveanu. Ce a distrus aura Valentinei? Eugen Rădulescu spune despre Valentina că nici după 10 ani nu vrea să renunțe la limbajul ei arhaic, deși are o memorie foarte bună și a învățat foarte mulți termeni medicali. Refuză cu încăpățânare să folosească un limbaj medical, deși are o memorie fantastică și știe multe lucruri din medicină. Dar este mai ușor să păcălești cu cuvinte ca mosorel sau plămâni dogoriți. În fine, ea acceptă acum să fie folosită. Valentina recunoaște că nici în următorii 40 de ani nu va renunța la limbajul ei. O hotărâre logică, având în vedere aranjamentul ei cu doctorul Vasilca. Acesta traduce numai el știe cum, în termeni medicali, ceea ce vede Valentina. Doar ăsta este rolul lui în combinație, de traducător, după cum spune chiar el. Fiecare cu treaba lui bine stabilită. Doctorul Vasilca este și cel care se ocupă de promovarea calităților Valentinei, clarvăzătoarea acceptând interviuri la televiziune sau în reviste după un aranjament prealabil al doctorului. Mai mult, Valentina are și un site pe internet, site care adună clienți și din străinătate. Foarte mulți mă cheamă să mă duc la ei în Statele Unite sau Canada. S-a oferit chiar să-mi facă o viață acolo. Eu nu pot să plec. Aici am casă, un ban din care să pot trăi decent. Nu pot nici să-l las pe soțul meu care este fără picioare, explică Valentina. Doctorul Vasilca adaugă repede că un clarvăzător în străinătate câștigă chiar și 2.000-3.000 de euro pentru o ședință, dar că în cabinetul său clienții lasă sume de la 1.500.000 de lei în sus pentru o întâlnire cu Valentina. Mulți clienți însă lasă la cabinet milioane de lei pentru a afla viitorul. Valentina pare să se fi specializat în ultimii ani în clarviziuni nemedicale, citind în aura omului despre ce îi rezervă viitorul. O ambiție ce poate părea firească pentru cineva care a început cu cititul bolilor și care nu s-a putut opri. O ambiție care însă a distrus motivul pentru care Valentina și-a câștigat cândva pe drept supranumele de clarvăzătoarea de la Iași. Dragii mei, cam atât despre subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!